scene incredibile pe o stradă din Constanța. Un polițist a fost tras pe dreapta de un șofer supărat pe faptul că omul legii nu avea asigurare pentru autoturismul pe care îl conducea. Polițistul nu se afla în timpul serviciului, însă n-a scăpat de furia bărbatului, supărat că acesta l-ar fi amendat pe nedrept în urmă cu un an. Șoferul din imagini a avut să se răzbune pentru amenda de circulație primită în urmă cu un an, așa că l-a urmărit pe polițist în trafic. Bună ziua, domnul polițist! Nu aveți asigurare la mașină. Nu aveți asigurare. Când polițistul se pregătește să arate documentele bărbatului, acesta îi spune că l-a verificat deja. V-am verificat online, nu aveți asigurare. De unde știți că-s polițist? Pentru că mi-ați dat amendă pe nedrept 10 milioane că v-am arătat semne obscene și nu v-am arătat în ziua. Cei doi au purtat o discuție, timp în care polițistul îi arată bărbatului o asigurare ce pare a fi expirată din anul 2015. Reacția șoferului a fost însă memorabilă. 2015. Vă mulțumesc mult! Am prins eu, ce să-ți fac?